Fostul prefect Dragomir Tomaseschi a fost trimis în judecată de către procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel. Avocatul este acuzat de mărturie mincinoasă. Potrivit procurorilor, atât Tomaseschi cât și o altă persoană ar fi declarat în mod mincinos că un deținut ar fi fost agresat de polițiștii care le scortau. Avocatul infirmă însă că n-a spus decât adevărul și în trimiterea sa în judecată și acuzațiile aduse nu sunt altceva decât consecința influenței pe care încă o mai au unii dintre dușmanii săi, el indicându-i pe fostul primar Gheorghe Nichita și fostul procuror Emilian Eva. Un avocat ieșean a fost trimis în judecată de către procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Iași, fiind acuzat de mărturie mincinoasă. Potrivit acestora, fostul prefect Dragomir Tomaseschi ar fi mințit în fața instanței, în calitate de martor, când a susținut că Gheorghe Clapon, pe care îl apăra într-o cauză în care acesta era acuzat de corupție și trafic de influență, ar fi fost agresat de polițiștii care le scortau ca deținut la instanță. La datele de 28 aprilie 2014 și 26 mai 2014, cu ocazia audierii în calitate de martor în dosarul penal numărul 9314/99/2013 al Tribunalului Iași, inculpații Tomaseschi Sava Dragomir și Avădanii Constantin au făcut afirmații mincinoase cu privire la împrejurări esențiale în legătura cu care au fost întrebați. Astfel, inculpații au susținut în calitate de martor, în mod nereal, că polițiștii din escortă l-au agresat fizic și verbal la intrarea în cadrul Tribunalului Iași pe inculpatul Clapon Gheorghe, aflat în stare de arest preventiv, iar persoana privată de libertate, deși a fost agresată, nu a adus amenințări organelor de poliție. Se arată într-un comunicat semnat de către procurorul general Florin Daniel Cășuneanu. Procurorii susțin însă că afirmațiile lui Tomaseschi nu au fost reale, ci închipuite și că însuși Clapon le-a infirmat. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că declarațiile inculpaților Tomaseschi Sava Dragomir și Avădanii Constantin, date în calitate de martor, sunt în vădită contradicție cu declarațiile celorlalte persoane audiate în cauză și cu înregistrările audio-video de la intrarea în sediul instanței de judecată. Totodată, în cuprinsul sentinței penale numărul 580 din 13 iunie 2016, pronunțată în dosarul penal, prin care s-a dispus condamnarea inculpatului Clapon Gheorghe, printre alte infracțiuni și pentru infracțiunea de ultraj, instanța de judecată a înlăturat declarațiile date în calitate de martor de către inculpații Tomaseschi Sava Dragomir și Avădanii Constantin, apreciind a fi nesincere. Se mai arată în același comunicat. Tomaseschi susține însă că cele declarate au fost reale și că acuzația de acum este consecința răzbunării unor inamici de-ai săi, care, chiar dacă nu mai sunt la putere, și-au păstrat încă influența. Eu știu că am spus adevărul atât la proces cât și la parchetul curții de apel. Am spus doar ceea ce am văzut și auzit. Aș fi mințit în cursul anchetei dacă declaram altceva, dar simt acest dosar ca o presiune pe care o mai au încă în unele cercuri și Emilian Eva și Gheorghe Nichita. Eu voi spune adevărul care l-am văzut, pe care l-am auzit și voi încerca să-mi dovedesc nevinovăția. Dosarul prin care Dragomir Tomaseschi a fost acuzat de mărturie mincinoasă a fost trimis spre judecată la Curtea de Apel Iași.